Mircea Mei Ionescu a primit vestea că i-a fost respins dosarul pentru concurs, motivele invocate de comisia de la Consiliul Județean fiind însă mult prea discutabile. În schimb, ministrul Culturii a transmis o adresă prin care se confirmă că directorul teatrului are dreptate. Potrivit dispozițiilor articolului 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 189/2008, autoritatea trebuie să stabilească și să identifice în mod expres condițiile de studii de specialitate corespunzătoare domeniului specific al acestei categorii de instituții. Drept pentru care, vin și spun, am făcut și o contestație, vin și spun că toate concursurile de până acum, cele trei în care am primit răspuns negativ, sunt ilegale. Pentru că în toate anunțurile pentru concursuri nu există această stabilire și identificare în mod expres a condițiilor. Astăzi a fost termenul final al interimatului asigurat de Mircea Mei Ionescu la teatru. Urmăriți pe larg cum stau lucrurile în acest caz în prima parte a ediției speciale din această seară după Jurnalul de Știri.